România nu se folosește de sursele regenerabile. Nu că nu am avea bani, cum a spus și colega noastră Mădălina, bani există în piață, respectiv 12 miliarde din fondul de modernizare, dar se lasă așteptat un ghid de aplicare la acest fond de modernizare. O altă problemă este din punct de vedere legislativ. Există o serie de bariere, atât de ordin, începând de la securizarea terenului până la conectarea la rețea, respectiv ATR-ului. O altă problemă, care nu cea din urmă, și eu cred că cea din tâi, este lipsa de credibilitate a statului român, având în vedere tot ce s-a întâmplat în perioada 2013-2018, cu consecințe. Din anul 2016 nu s-a mai investit în niciun megawatt în sistemul energetic național.